Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem de data aceasta între lăzi de vecinătate. Așa se cheamă produsul pe care breazla aceasta a lemnarilor, dacă vreți, a dulgherilor, le dăruia oamenilor pentru a putea să învețe să trăiască în comun. Multă vreme, istoria Transilvaniei, fie că e vorba de partea săsească, ungurească sau românească, au învățat unii de la alții să trăiască în comun și să se sprijine în comun în momentele grele de viață. Astfel de lezi arată că au fost oameni generațiile anterioare nouă, că doar astăzi strângem doar pentru noi și că a existat o vreme în care fiecare contribuia pentru ca celuilalt să fie mai ușor atunci când momentele grele treceau peste el. Astăzi l-am pomenit și pe Sfântul Cuvios Timotei, tot în secolul III și tot o prezență de genul acesta al dăruirii pentru comunitate. Poate de aceea Dumnezeu ne-a rânduit să ajungem exact la psalmul care ne trebuia pentru tâlcuirea zilei de astăzi. La psalmul 42, un psalm al lui David, nescris deasupra la evrei, spune așa: Judecă-mă, Dumnezeule, și apără dreptatea mea de neamul necuvios, de omul nedrept și viclean și mă izbăvește. Că Tu ești, Dumnezeule, întărirea mea, pentru ce m-ai lepădat? Pentru ce umblu mâhnit când mă necăjește vrăjmașul meu? Trimite lumina Ta și adevărul Tău. Acestea m-au povățuit și m-au condus la muntele ce sunt al Tău și la locașurile Tale. E taina postirii. Taina postului ca o cutie de vecinătate în care cei care postesc pun la bătaie postul lor pentru cei care nu postesc, pentru că nu se pot împlini în post, și împreună alcătuiesc vecinătatea cu Dumnezeu, unde Dumnezeu ia și postul și nepostul și le face virtuți pentru ca ei se poate crește, pentru ca lor să li se potrivească aceasta. Trimite lumina Ta și adevărul Tău, acestea m-au povățuit. E o taină aceasta în care ne povățuiește lumina lui Hristos, care luminează tuturor. E taina aceasta care ne așează și în postire ca dinaintea judecății lui Dumnezeu, cu puterile și neputințele noastre, cu împlinirile și neîmplinirile noastre, dar oameni vii, oameni așezați dinaintea lui Dumnezeu celui viu. Au trecut de mult degetele și mâinile care purtau valorile acestea și mângâiau pline de înțelepciune lemnul pentru a face din el aceste lăzi de vecinătate. Dar n-a trecut din noi, sper, duioasa amintire a mâinilor lui Dumnezeu care ne strânge pe toți la oaltă, ne strâng și ne aduc de fiecare dată dinaintea împlinirii ca oameni și comunități. Nu e ușor. În fond, inima noastră este o ladă de vecinătate în care Dumnezeu a pus și pentru aproapele nostru dragoste, nu doar pentru noi. Mâine este o nouă zi.